Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă ești născută la 31 octombrie, ești neobișnuită, încăpățânată, cu o răbdare nelimitată și duci mereu la capăt ceea ce ai început. Forța ta este abilitatea de a-ți planifica cu atenție strategia, întreptându-ți toate gândurile către obiectivul final. Abilitățile analitice te ajută la înțelegerea detaliilor tehnice subtile, iar intuiția creativă stimulează dezvoltarea de noi abordări ale problemelor vechi. Ai abilități organizaționale excelente, ești clară în comunicarea cu oamenii care îți consolidează succesul final. Ești mândră că ești un observator și un executant meticulos. Capacitatea ta de a-ți concentra toate eforturile asupra obiectivelor îți permite să depășești obstacolele care apar în calea ta, energia, ca un fascicul laser, te face să nu te înclin în fața opoziției, cu toate acestea, nu ești agresivă, aspectul tău poate fi dulce și tandru, în relațiile personale, ai întotdeauna grijă de cei dragi și îi protejezi, cu toate acestea, în adâncime, ești un războinic ceea ce uneori provoacă multe probleme pentru tine însă ți, tu ataci doar atunci când ești provocată, semnul tău zodiacal aparține constelației scorpion, semnul zodiacal scorpion este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități, voință puternică, devotament, rezistență, rezonabilitate, responsabilitate, răbdare. Ești condusă de războinicul Marte. Acest patron ceresc îți oferă pasiuni și energie puternice. Curajoasă și activă, nu știm totdeauna să-ți controlezi agresivitatea, ești energică și ești supusă unor emoții puternice, în special ești geloasă. O minte practică și capacitatea de a acționa ți-asigură succesul. Voința și onestitatea ta pot te degenera în mângrie și încăpățânare arrogantă iar setă de activitate, într-o mișcare constantă sub influența propriilor instincte, nu întotdeauna bune. Trebuie să-ți folosești starea de spirit a intelectului pentru a înțelege pe ceilalți și a colabora cu ei. Impulsurile excentrice ar trebui să fie reținute. Curajosul Marte controlează emoțiile tale, însă, răsplătindu-te cu pasiune, ți-a oferit și o minte puternică și plină de viață. Analiza intelectuală a fiecarei situații, combinată cu o voință puternică naturală, este secretul succesului tău, ești capabilă să-ți frânezi propria agresivitate și emoționalitate, cinismul și aroganța, mânia și spărovăiala, toate acestea sunt doar laturile opuse ale manifestării excesive a multor calități pozitive ale tale. Influența planetelor poate fi puternică, dar tu faci alegerea finală. Guvernatorul tău astral este Pluto, care determină legătura cu transformările și procesele mentale profunde, schimbări profunde ale personalității, psihanaliză, moarte și renaștere, dar și extrasenzorial. Planeta ta în exil este Venus. Aceasta este responsabilă pentru suspiciune, precum și pentru lipsa unei sentimente de armonie în sine. Ești ambițioasă? Înzestrat-o cu intuiție creativă, abilități organizaționale, răbdare, ești la fel de eficient în lucrul cu oamenii cât și cu tehnologia. Pentru a-ți atinge obiectivul, folosești toate caracteristicile tale, te încăpățânești să mergi spre succes și să-l atingi. Pentru tine, nu există nimic mai valoros decât succesul profesional, familia pentru tine va fi întotdeauna la margine. Desigur că sunt excepții de la regulă, dar destul de rar. De fapt, ai probleme din cauza perseverenței excesive, dar pentru o natură atât de impulsivă, în situații critice te comport chiar receptiv. Cu alte cuvinte, începând o luptă, cel mai adesea destul de rezonabilă, nu regreți deloc faptul că ai fost lăsată sau nu am ascultat la timp opinia ta ci mai degrabă că ai fost nevoită să te ocupi nemilos de adversarul tău. Ulterior, aceste lucru poate provoca o depresie reală, care este doar furia îndreptată asupra ta. Bătălia, fizică sau mentală, este o temă recurentă pentru tine. Mentalitatea războinicului salută provocarea factorilor adverși, ești pregătită pentru restricții, greutati, inclusiv restricții la mâncare, băuturi, Somn și durere. Ești mândră că poți face față imediat, fără facilități și lux, unei situații neașteptate și periculoase. Prin urmare, formarea minții devine principalul aspect al formării personalității tale. Astfel nu pierzi niciodată teren. Ai o minte critică care descoperă cu ușurință deghizările și defectele. Îți place munca detectivului și ești adesa interesat activ de criminalistică și de operații îndrăznețe. Ești atrasă de risc, dar nu ești imprudentă. Cu toate acestea, ești predispusă la accidente și poți fi chiar nefericită la un moment dat în viața ta, chiar dacă la început ești foarte îngrijorată în acest sens. Cu toate acestea, în fața unei astfel de confruntări, tu vei manifesta întotdeauna o uriașă hotărâre. Nu trebuie să te lași să fii enervată de lucruri mărunte. Baza forței tale este concentrarea. Dacă o distrugi, devii vulnerabilă în situații critice. Ești gata să oferi totul dacă tu crezi într-adevăr într-un ideal sau o persoană. Cu toate acestea, trebuie să înveți să accepti mai ușor respingerile și dezamăgirile emoționale. Întrucât calitatea, nu cantitatea, este centrală pentru etica muncii tale, Uneori se pare că ești pasivă, însoțită de lipsă de energie și ambiție. Acest lucru se datorează în principal unei sentimente de restricție și a lipsei de interes pentru a atrage atenția inutilă asupra sinelui. Te distingi față de alți nativi din Scorpion prin astfel de trăsături speciale, ești încrezătoare, intolerantă, decisivă, manipulatoare, puternică, credincioasă. Ai o natură fermecătoare, pasională și atractivă. Ești înconjurată constant de fani care luptă pentru atenția ta. Ești amoroasă și romantică. Te predai simțurilor fără a privi înapoi. Ești gata pentru orice pentru iubitul tău. În timp, devii geloasă și solicitantă. Cum afectează data de 31 octombrie soarta ta? Ai un caracter neobișnuit de complex, emoții excesive și încăpățânare. Este extrem de dificil pentru tine să faci față iritabilității și furiei. Totuși, iritarea dispare rapid, transformându-se în rămușcare. Cu toate acestea, te poți mândri cu atenția, determinarea fenomenală și scrupulozitatea ta. Ești capabilă să acumulezi toată energia vitală și să direcționezi toate eforturile către soluționarea sarcinilor și obiectivelor, rezultatul oricărei munci va fi perfect ceea ce reprezintă o calitate foarte valoroasă pentru orice angajat. Beligeranța personajului tău se manifestă cel mai adesea ca urmarea oboselii manifestate în orice situație de viață. Dezacordul cu opinia ta duce la eliberarea de emoții negative față de oponent. Ulterior, deseori regreți comportamentul tău, dar din cauza mândriei excesive, în loc să-ți ceri scuze, te adâncești în autocritică. O condiție similară prelungită se poate dezvolta în depresie, războinic de temut, în cercul tău te comporți într-un mod complet diferit, pentru cei dragi și prieteni, ești drăguță și sensibilă, poți veni în orice moment în ajutor sau poți proteja, puternică și nobilă, ești capabilă de sacrificiu de dragul oamenilor dragi, o serie de avantaje includ respingerea luxului excesiv. Pentru o existență confortabilă, ai nevoie doar de minimum, pot spune chiar de condiții ascetice. Dar acest lucru în niciun caz nu înseamnă o reticență de a face eforturi pentru ce este mai bun. Poți deține abilități extrasenzoriale care pot fi aplicabile în practica vindecării oamenilor. Nu degeaba ești atrasă de tot ceea ce este inexplicabil și misterios. Dragoste și compatibilitate apărătoare și foarte grijulie, cu excepție reacțiilor explozive rare, încerci să faci concesii și să te comporți în mod suplant, ceea ce la rândul său, te împiedică să-ți afirmi autoritatea. Perechea ideală pentru tine este unul dintre reprezentanții constelației pești, rac sau Taur. Bărbatul pești este la fel de senzual, dar ușor inferior nivelului tău de conducere, îți va deveni un însoțitor fidel capabil să stingă temperamentul tău excesiv. Bărbatul rac este gata să dea mai multe decât să primească, este potrivit pentru tine, va aprecia misterul și noblețea ta. Cu bărbatul tău ai o compatibilitate sexuală excelentă și opinii similare asupra familiei. Cel mai dificil lucru pentru tine va fi să construiești o relație cu reprezentanții constelațiilor Berbec, Leu și Scorpion. În oricare dintre cazuri, ca doi lideri născuți, veți lupta constant pentru putere în cuplu, ceea ce va duce mai devreme sau mai târziu la finalizarea romanului. Nimeni nu va dori să facă concesii sau să depună armele. Cu toate acestea, în aceste cazuri este posibil un roman scurt, dar viu și pasional. Bărbatul gemeni este independent și instabil, iar tu ești neobișnuită de geloasă. Cu alte cuvinte, această alianță este un adevărat amestec exploziv. Multe lucruri te pot lega de bărbatul Fecioară, în primul rând caracteristici comune precum onestitatea, dorința de dreptate, simțul datoriei. O astfel de uniune se bazează pe iubirea prietenie, sprijinul și asistența reciprocă. Cu bărbatul Balanță toate opțiunile existente pentru relații sunt posibile. De la prietenie la cooperare și de la ură la iubire, uniunea cu bărbatul săgetător este pasională și furtunoasă, dar rareori ori lungă și de durată. Cel mai greu lucru pentru tine este să înțelegi și să erți dragostea lui de libertate. Într-o relație cu încăpățânatul Capricorn, există pasiune, dragoste și respect reciproc, dar nu poate fi numită liniștită cu bărbatul vărsător este o legătură emoțională foarte dificilă. Pe de-o parte, aveți o compatibilitate sexuală excelentă, tu ai suficiente fervoare și pasiune pentru doi, dar el aduce imprevizibilitate relației voastre, ne vei putea ierta trădarea. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Pentru tine? Ambiția nu este doar o caracteristică, acesta este stilul tău de viață. Ești capabilă nu numai să-ți stabilești obiective înalte, ci și să le atingi. Pentru tine, rezultatul este important. Întotdeauna termin ceea ce ai început, forța personalității tale este capacitatea de a planifica cu atenție strategia. Înțelegerea subtilităților tehnice și a altor subtilități este promovată de gândirea analitică dezvoltată, iar abilitățile profesionale dobândite oferă oportunitatea implementării de înaltă calitate a oricărui proiect, chiar și cel mai complex. Ești meticuloasă, un bun observator și executant, în rolul de lider, perseverența ta se poate îndrepta spre obsesie, sănătate și boli. Este mult mai probabil să spese de sănătatea persoanelor dragi și a prietenilor decât de cea proprie. Dacă dorești cu adevărat să fii mereu în alertă și faci ceea ce am spus mai devreme, trebuie să-ți monitorizezi mai atent starea de sănătate. Pentru ca tu să rămâi în formă bună, trebuie să mănânci bine și să dormi mult. Folosește-ți capacitatea de a găti, deoarece, în acest caz, Vei putea reglementa în mod independent o dietă bazată pe cereale și legume cu un consum limitat de carne. Neglijarea dietei duce, în cel mai bun caz, la gastrită. Hipodinamia amenință probleme endocrine și perturbarea sistemului musculoscheletic. Natura ta necesită exerciții fizice active, iar dacă nu sunt făcute, poate apărea un stres dureros. Sportul competitiv și gimnastica îți vor satisface complet nevoile, dar ești capabilă să mergi mai departe și să te angajezi în arte marțiale, box, jujițu, karate sau kung-fu. Taichi este recomandat pentru dobândirea harului, toleranței și controlului. Din punct de vedere sexual, ai nevoie de eliberarea de energie acumulată, dar, din cauza selectivității tale, nu-ți schimbi prea des partenerii. Destinul și norocul, universul ți-a dăruit o natură încăpățnată, neliniștită și complexă. Vei manifesta interes pentru misticism, ocultism, poți vindeca pe alții, ai percepție extrasenzorială. În viața ta vor fi multe dificultăți, obstacole. Totul va trebui realizat independent, prin muncă asiduă. Vei reuși să obții bunăstare, succes prin eforturile tale. Sfaturi pentru tine. Nu-ți face griji pentru mătunțișuri. În caz contrar, vei fi vulnerabilă la situații de viață dificile. Fii calmă în ceea ce privește eșecurile. Depășirea acestui punct te va ajuta să devii mai puternică și mai încrezătoare. Merită să fii mai activ în atingerea obiectivelor tale. Să nu renunți la jumătatea drumului. Toate eforturile depuse vor fi plătite integral. Nu-ți limita cercul social la un număr mic de oameni, sunt mulți care și doresc să intre în viața ta și să o îmbunătățească, nu te îndoi de tine, ai încredere în vocea ta interioară și dezvoltă abilități diplomatice, aceasta este cheia succesului, ce cadouri ți se potrivesc, pentru tine, pe locul 2 ca importanță după sex, sunt cadourile, într-o asemenea măsură încât ți le faci în mod regulat singurică dar aceste lucruri nu scutește pe cei dragi de nevoia de a-ți oferi cadouri pentru și fără motiv. Dar dacă ți lipsește un cadou, atunci resentimentele și reproșurile nu vor fi suficiente până la sfârșitul vieții. Nu contează că cineva se ragă pentru păcatul său cu o grămadă de cadouri, acestea sunt alte daruri. Nu vei privi cu ochi buni niciodată un cadou fără ambalaj, iubești secretul. După ce ai primit un cadou, tu nu imediat. În primul rând, vrei să te bucuri de el în particular. În al doilea rând, vrei să prelungești misterul. Nimeni nu va greși dacă îți cumpără lenjerie super elegantă. Ești destul de mercantilă și preferi cadourile semnificative. Și dacă sunt și ele cu semnificație și sens ascuns, atunci nu există ceva mai bun. Aparținând celui mai misterios semn al zodiacului, Ești foarte fericită de darul asociat cu misticismul. Energia fascinantă și inconsecvența caracterului implică nevoia de intrigă și originalitate din partea celor dragi. În caz contrar, îți pierzi pur și simplu interesul pentru ceilalți. Un cadou neobișnuit cu un indiciu de erotism va fi adecvat. De exemplu, lenjerie neagră din piele sau latex, îmbrăcăminte și accesorii confecționate din piele autentică, mănuși, curele, genți elegante. Atunci când ți se aleg haine, este important să ghicească dimensiunea. Cea mai bună cale de a ieși din situație ar fi un plic cu bani sau un card cadou către un magazin de încălțăminte, un butic cu haine la modă. La fel de bine un cadou poate fi un bilet pentru o sesiune ezoterică, o cutie imensă cu un set magic, o figurină de cristal. Merită ca cel care oferă să aibă grijă în prealabil de ambalarea cadourilor. De exemplu, o cutie de catifea nu este suficientă pentru un colier cu perle. Este mai bine să fie înfășurată în hârtie roșie și legată cu o panglică neagră. Un smartphone, o tabletă este un cadou bun pentru tine, cu condiția ca acest gadget să fie complet absent din inventarul tău sau să fie actualizat. Nu este necesar să spun că trebuie să aleagă cele mai noi modele, îmbunătățite și funcționale. La prima vedere, poți părea oarecum sumbră, dar nu este așa. Ești atât de energică și de sexy, încât după ce ai primit un cadou cu adevărat uimitor, ești capabilă să-l răsplătești pe cel care dăruiește într-o manieră unică pentru el. Prin urmare, este mai bine să ți se aleagă cadouri pe teme marine sau de apă. Culoarea prezentărilor poate fi diferită, dar este mai bine să acorde preferință albastru, cian, turcoaz, violet, verde. Un inel cu acva marine sau turcoaz este un cadou minunat pentru tine. Produse de blană, paltoane de blană scurte, pantofi cu garnituri de blană, diverse accesorii decorate cu blană le vei aprecia. Nu vei renunța la lucrurile cu dantelă poate fi fie o față de masă cu dantelă, fie un set de lingerie franceză scumpă. Este clar că toate recomandările sunt destul de arbitrare. Cel ce dăruiește trebuie să se gândească la ce cadou este cel mai bine să-ți ofere. Stelele doar adaugă câteva sfaturi. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.